Da, am intuit de la început că titlul va genera confuzii din capul lor. Și cred că nu este bine ales. Sau el e prea global. Dacă ziceați acolo trădarea unor lideri ai securității sau trădarea unor componente sau unor rotițe ale sistemului, mergea. Dar trădarea, așa cum o înțelegem noi și semantic și juridic, e foarte greu de acceptat de militar. Dumneavoastră spuneți că, domnule, tot o analizăm din perspectiva respectării legilor și regulamentelor militare. Eu vă contrazic, de 20 de ani noi ne luptăm în justiție tocmai pentru faptul că nu se ține cont de legile și ordinele și cadrul juridic din perioada respectivă. Noi zicem, boda proste, că n-am avut în conducerea securității lideri demenți care să ne ordone să tragem. Că dacă ni se ordona să tragem, nu știm câți dintre noi am fi reușit să trecem prin filtrul rațiunii dacă ordinul este drept, dacă nu e așa, dar trebuie executat. Trebuie pornit de la premisa că securitatea în ansamblu ei și cele câteva exemple care le-ați dat dumneavoastră, îmi rezerv curiozitatea să văd documentele de la, pe care se sprijină și teme inicial lor, fiindcă eu în această perioadă am fost în sistem și n-am simțit nimic la maniera aceasta. Trădarea lui Ceaușescu, de fapt, dacă vreți, a fost abandonarea lui Ceaușescu. Prin pasivitate. Prin pasivitate, prin non-combat. Și aceasta s-a conturat mai ales după Congresul al 14-lea. Când așteptam cu toții să se întâmple pe cale pașnică. Era clar, nu trebuia să fie ofițerul de informații emerit, honoris causa, ca să-ți dai seama că nu mai putea dura și în România. Dar problema se punea, va fi o lovitură în forță, un atentat cu ocazia Plugușorului, a primei ieșiri publice, sau va fi într-o altă manieră. Așteptam inclusiv noi ofițeri de informații, așteptam să se întâmple ceva în mecanismul interior politic al clasei înalte politice, cum s-a întâmplat în celelalte țări. Decepția așa noastră a fost că nu s-a mișcat nimic de acolo și atunci rămânea. Informații aveam, știam că în decembrie avem deja zeci de mii de cetățeni estici din Uniunea Sovietică, mulți vorbitori de română, fiindcă erau din Basarabia, din Ucraina noastră, și din Ungaria, care erau, deja intrau și nu mai ieșeau. Evidențele de pașapoarte pentru țările socialiste nu permiteau o înregistrare nominală, ci doar o înregistrare cifrică. Zilnic noi aveam unitatea direcția întâia, care unde am lucrat, poliția politică a Lupește, care pus-o toți la index. Ne ocupam și de problema mișcărilor acestea, fiindcă avem și problemele de frontieră, evaziune, așa cum vedeți cum se abordează problema migrațiilor și atunci noi am fost acuzați că am încărcat drepturile omului și am ofițeri trimiși de CNSAS că au comis abuzuri prin faptul că au semnalat, au demascat rețele de trafic peste frontieră, ilegal peste frontieră. Problemele sunt mult prea complicate, dar revin că să nu divagăm prea mult. Deci știam că sunt, știam în același timp că 400 de persoane originari din România, vorbitori de maghiară și de română, au fost pregătiți pentru misiuni de comando, de diversiune în România și că au intrat deja, au început să intre în țară în mod clandestin, începând din octombrie. Deci toate aceste date le aveam, nu știam exact de unde pornește și în ce manieră. Sigur că dacă am fi știut acum planul sovietic din ianuarie sau 1989, care stabilise că singura modalitate de răsturnare a lui Ceaușescu este
prin violență și prin detonarea nemulțumirii populare, prin declanșarea revoltei populare, cu ajutor din străinătate. Păi am spus, declanșarea, detonarea. Nemulțumirea a existat, dar nu garantează nimeni că fără provocările care au fost, se întâmpla ce s-a întâmplat. Dar nu știam chestiunea. Și dacă știați, ce obținați? Numai puțin, că acum revin la Timișoara și la Tăcheș. V-am spus contextul care era. Securitatea a încercat să-și facă datoria informativ, să prezinte ce informații veneau care să semnaleze, să contureze riscurile, dar eram preocupați mai ales de riscurile la adresa unității și integrității teritoriale. Asta era problema de bază pentru noi, fiindcă știam interesele Ungariei, care vreau să readucă problema Transilvaniei, statutului Transilvaniei la jurisdicție internațională. Știam că rușii nu ne vor ierta obrăznicia de 20 și ceva de ani. Și dacă spuneți ce așteptări avea securitatea de la ruși, n-aveam nicio așteptare pozitivă. Și de-aia, din capul locului, nu putem lua în discuție că deliberat cadre ale securității au făcut jocul KGB-ului. Cadre ale securității s-au repliat în ziua de 22 și au optat în câteva ore spre grupul Iliescu, care ni s-a părut că este cel mai coagulat și pentru a nu lăsa ca să alunice țara prăpastiei. Și am mai povestit într-o circunstanță tot aici, că noi, unitățile informative din securitate, am stricat jocul celor care au conceput modalitatea de preluarea puterii. Și s-a declanșat diversiunea, deși unitățile informative ale securității, în după amiaza de 22 la orele 16, erau reprezentate și contraspionajul și informațiile interne și contrasabotajul economic și brigada antiteroristă și trupele de securitate erau reprezentați la întâlnirea pentru constituirea comandantului militar suprem și comandantului politic de la Ministerul Apărării Naționale. Ăla a fost momentul când deja s-au tranșat evenimentele. Unde e șeful dumneavoastră direct? Da, bun. Am povestit, am și scris în ce circunstanțe, cum s-a întâmplat chestiunea asta. Treaba aceasta, deci, noi nu am putut face jocul KGB-ului și așa, fiindcă era un joc antinațional. Antinațional văzut de către noi atunci. Singura soluție, să treceți din tabăra lui Ceaușescu, care a destrămat în tabăra noi puteri. N-aveam soluție din cauza că știam că aveam și noi oameni, că n-am murit din 22 decembrie la orele 12.09. Deci, oamenii care i-am avut aproape și care un serviciu de informație are aproape, indiferent de circunstanțe, ne informau ce se întâmplă așa în clădirea CCO și putare, guverne paralele, putare. Ba, apropo, ziunea care a dat la linia, atunci a fost o conducere. Dar revin înapoi, da? la Tăcheș. E o falsă premiză că de la Tăcheș s-a detonat. Se detona la Timișoara oricum. Momentul a fost un contrafactor. Numai puțin, nu e contrafactor. A făcut Hănuță să spună ăsta este cazul securității. De la Tăcheș, ăsta este al securității. Nu așa, de la Tăcheș. Păi era problema securității. Nu, numai puțin, trebuie să mă ascultați puțin, că e o chestiune pe ore, zile și minute. Deci problema Tăcheș era o problemă a justiției. Deci la Tăcheș era o hotărâre judecătorească de mutare, de evacuare din sediul parohiei, el fiind mutat printr-o decizie a eparhiei, sau cum se cheamă, reformate, într-o altă localitate. Fiind o decizie, dumneavoastră mai înainte spuneați respectarea legii. Acolo s-au deplasat la Timișoara și președintele departamentului cultelor, care el a avut responsabilitatea. N-avea filajul și securitatea Timiș. De ce? Domnul Cumpănașu, președintele, da. Ofițer acoperit de securitate. Haideți să vorbim despre domnul general. Era în direcția dumneavoastră. Nu spuneți că nu știți că Cumpănașu era ofițer. Dar nu-i problema că era ofițer. Vreau să vă spun că nu era o problemă a securității, problema Tăcheș. Atunci nu era.
Problema securității a fost când l-a documentat. Nu mai puțin. Nu puteți ține legea. L-a documentat pe Tăichiș ca trădător. Mai zic trădător să mă cheamă și pe mine. Și s-au găsit documente care în cadrul intim aici. În cadrul intim, nu află nimeni. Deci, asta a fost din acel moment, și când a fost informat factorii în decizie și s-a luat decizia mutării lui de acolo, într-o zonă mai retras, mai nu știu ce, nu s-a, deci problema este că securitatea nu căuta atunci prilejuri să fie cel care provoacă. Da, din momentul acela, să știți că... Haideți să nu plecăm de la momentul ăla, domnul Jean. Vreau să spuneți că nu știu. Dați-mi voi să nu vă cred că lucrați în direcția întâia și erați agentul domnului Corel Gheorghe Erachiu, prietenul meu. Să nu exagerăm poziția, dar... Ba da, asta e. Da, atenție. Atenție. Deci, să dă sentință judecătorească și duminică 10 decembrie, în biserică, la Stotărche spune, pe 15 vin să mă ridic și să mă ducă. De unde știa că vin pe 15? Veniți aici să vedeți ce se întâmplă. Băi, explic de ce. Nu s-a întâmplat în istoria represiunii comuniste ca factorii represivi să informeze victima ce se face, când se face, cum se face. Deci ați făcut apel la respectarea legii. Și atunci, și în momentul ăla... nu l-au mutat. Păi nu l-au mutat. Nu l-au mutat pentru că domnul Cumpănașu a pus frână ca să țină starea de revoltă la Chiușe. Nu e dovedit nimic, domnul profesor. Adevărul istoric și juridic este că luni se împlineau 30 de zile de la publicarea hotărârii judecătorii definitive. Și au vrut autoritățile de atunci să fie scrupulos legale. Au spus dacă intervenim sâmbătă, în weekend sau duminică, înaintea termenului duminică. Și atunci el știa că momentul când va fi evacuat, va fi pe data de 15. Deci, ce sugestie? Apoi așa la evenimentul pe Tăichiș, este o exagerare. Evident că ăsta